Leulule, ce faceți voi? Astăzi e marți și încep acum vlog nou, pentru că am filmat până acum. Am filmat cu Baby un video unde vă arătăm ce haine ne-am mai luat de pe Shein. Am filmat un TikTok sau două, că am avut chef să dansez de alta. Și am mai filmat pentru TikTok produse terminate și ce a venit în cutia de la Glossy Box. Și acum vreau să strâng un pic pe aici, că uitați-vă și voi ce dezastru e. Aici e un mare dezastru, trebuie să-mi spăl pensulele. Aici e un mare dezastru cu produse terminate. Asta sunt eu. Asta este unul din outfiturile pe care le-am luat. Acest tricou cu purea, dar se poate purta și fără. Și mi-am mutat chestiile gen produse de la Glossy Box, cutii și alte chestii pe birou. Așa că trebuie să curăț acum, să strâng hainele. Și după mă duc să mă demachez, pentru că am avut, adică eu am filmat două TikTok-uri, dar am avut gen dance party eu cu mine și sunt fleașcă, sunt toată transpirată sub machiajul ăsta, așa că da, și mi-am făcut vârfurile roșii, well, am combinat roz și roșu și a ieșit asta. Hello, oameni frumoși, ce faceți voi? Astăzi e sâmbătă, 20 mai și eu, e în jur de 3 ceasul, așa că am zis că o să ieșim la o plimbare prin natură. N-am făcut mare brânză astăzi, am început vlogul ăsta, cred că marți, dacă nu mă înșel, și am uitat pe săptămână și sincer, adică atunci când am avut timp am uitat și în rest n-am avut timp, dar da, m-am trezit dimineață când s-a dus Baby la muncă, am mers cu Iuca afară și după am ajuns acasă și am dormit, am picat blană gen și am mâncat. Am mai stat și prin grădină, iar acum am zis că ieșim la o plimbare. Tot încercam să ne uităm pe Netflix sau Amazon Prime să vedem dacă găsim ceva. Trebuie să-mi iau tricou pe mine, așa că o să vă pun aici. M-am pus acolo rapid, se vede perdeaua cât mă îmbrac. Dar da, ne-am uitat pe Netflix. Practic tot încercăm să ne uităm pe Amazon Prime sau pe Netflix să găsim ceva și sunt convinsă că sunt o grămadă de chestii, dar am terminat Firefly Lane, care ne-a plăcut super mult, și apoi ne-am uitat la Welcome to Eden, recomand, bine, uitați-vă la trailer și dacă vă place genul ăla de chestii, vă recomand. Mi-a plăcut și mie și Alinei super, super tare, dar de atunci nu mai găsim nimic, adică de câteva zile de când am terminat, nu mai găsim absolut nimic. Nu știu ce ne încântă, sunt convinsă că sunt lucruri, dar nu știu, știți când terminați așa ceva super intens care v-a plăcut și v-a ținut în suspans și toată chestia aia, e greu până găsiți ceva care să top that sau să fie la același nivel cu chestia. Chestia asta care este de fapt o salopetă și am tricoul ăsta pe deasupra, niște gen, vine cu pantaloni scurți așa, dar dacă am așa îmbrăcat, o să-mi iau gecuța, am pierdut, nu știu de ce, o să-mi iau, nu știu dacă o să-mi iau geacă sau nu, dar o să-mi iau o gentuță. Aveam o, nu știu, un fel de portofel micuț, unde țineam pungile lui Yuki de căcuța, a venit cu o lesă pe care am primit-o, de fapt, de la mătușa mea, gen când era Yuki bebe și nu știu dacă am pierdut-o în casă undeva sau dacă am pierdut-o la o plimbare cu el, dar da, o să-mi iau eu o gentuță sau ceva ca să pot să pun tot ce-mi trebuie pentru el și hai da, să dea și Baby cu bună ziua! Hello! Hello! He wants more. Hello, cute! Mergem spre casă acum. Hi, Baby! Hi! Hi, cutie! About the mixer. Yes, please. Hello, oameni, ce faceți voi? Este duminica astăzi. Am venit aici să mă schimb. Este vreo 10 ceasuri și vrem să ieșim așa la o... E frumos astăzi afară, așa că vrem să ieșim la o plimbare pe lângă râu.
Și mă schimb, vă arăt imediat cum mă schimb. O să-mi iau colanții ăștia care sunt gen niște colanți scurți și o să fiu foarte leger îmbrăcată, deci da, niște colanți scurți și cu un tricou pe deasupra. Vă arăt după tricou, dar mai întâi bag ăștia pe mine. Cam ăștia sunt colanții, îi ador maxim. Și mi-am luat bustiera asta așa pe mine și o să-mi iau tricou ăsta cu Antisocial Butterfly și Lia și Baby Dali pe negru. Vi le-am arătat într-un haul. Și acum că am așa câteva minute la dispoziție, am vrut să vă spun că practic nu am mai filmat, adică n-am mai pus mâna pe cameră de mai bine de vreo 3 săptămâni, pentru că am tot, adică încă avem vloguri filmate și așa mai departe, dar n-am mai avut timp și tot ce am postat sunt deja filmate și încă mai am să editez, dar da, și sunt câteva săptămâni bune, cred că mai bine de 3 săptămâni de când n-am mai filmat. Așa că sunt acum gen, wow, eu chiar filmez, așa că încerc să-mi intru în ritm. Dar având videouri și așa, mi-a prins bine pauza, pentru că m-am, nu știu cum să spun, m-am reîncărcat așa cu, nu neapărat foarte multe idei, dar cu pofta aia de vlogging, practic. Așa că da, hai să vă arăt cum m-am îmbrăcat. Trebuie să-mi fac ceva și la păr rapid, adică să-mi pieptăm și să văd cum, dacă îl prind sau ceva. Dar cam așa arată. Așa arată, aici scrie Antisocial Butterfly și la fel și la spate, dar nu știu dacă se vede. Dar îmi place genul ăsta de outfit cu colanzi și tricou mai lung sau ceva, pentru că e foarte, 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 foarte comod. Și o să-mi iau, nu știu, un rucsac sau o gentuță, ceva. Că Yuki o să vină cu noi, așa că vreau să bag sticlă cu apă și chestii de genul și pentru noi și pentru el. Și ce mai am eu de băgat, așa că da, alergia mea e ok, e un pic mai intensă zilele astea, dar se menține, deci fingers crossed. Așa, stai să închid ușa la șifonier și mergem jos. Nu, mai întâi merg să văd ce fac cu părul și după mergem jos, papa. Hi, handsome! Ce faci tu, mama? Iubitul meu! Hai că asta mi-am făcut la păr, mi-am pus chestia asta, are și baby, dar ea și-o prinde altfel, dar eu nu reușesc să mă prind foarte bine cum și-o prinde ea, așa că mi-am prins așa. Hi-hi. Am făcut popas de băut apă și acum mergem pe cărare. Eu, băuie, e ca noi. Wow! Mamă, ce bun! Super tare. Wow! Look, Yuki! Nu știu, probabil pentru că și la terenul de fotbal aici, local, sunt echipe și nu știu dacă exersează sau competează sau, mă rog, dar da. Sunt și printr-o parte și în alta, nu știu dacă se vede acolo, dar da. Come on, baby! Good boy! Wow, drăguțe, ăsta e outfit-ul baby, avem același tricou, are pantaloni negri și aceeași bandana în cap. Cam uitați să vă arăt outfit-urile complete. Acum nu vine, am arătat fără papuci, dar ea nu va arăta de așa că... Hello! Am tras un pui de somn, mai din ea ori ne-am trezit. Și e minunat. Ne-am odihnit puțin, dar după o plimbare am căzut plană. Toți. Și eu, și Bobo, și Baby, și Yuki am dormit. Așa că da. O să mergem. Am gătit ieri, dar am gătit doar gen pentru aseară și pentru astăzi la prânz. Așa că mergem acum să facem un tacos. Bine, mai stau puțin și mai lenevesc vreo 10-15 minute și după aia mergem să facem tacos. Eu, lume, ce faceți voi? Astăzi e vineri. N-am mai vloguit de duminică, cred. Am avut un plan, dar nu s-a întâmplat. E aproape 5 ceasul. Am terminat munca mai devreme și am venit jos pentru că vreau să fac se numește Brazilian Lemonade, limonadă braziliană. Am văzut rețeta pe TikTok și am încercat acum câteva zile și e bestială. Așa că vreau să fac din nou. O să postez un video în detaliat pe TikTok. Aici am blenderul, o să-i dau drumul imediat. Da, avem nevoie de lime, lapte condensat,
gheață, apă și o psită, practic, să strecori. Am pus lămâie verde aici cu apă. Trebuie să blenduiești, din câte am văzut în mai multe videouri, cam vreo 30 de secunde, nu mai mult, pentru că îi schimbă gustul, așa că asta o să fac acum și după vă mai arăt. Cam așa arată după, se vede că e mult mai clar și limpede. O să pun apoi puțin lapte condensat și gheață și bag iară la blender. Deja am gustat. Bestială. Cea mai bună limonadă. Hello, munchkins, știu mama. Suntem într-o locație specială pentru căței. Yuki e pe masă. El a mai venit aici cu... Da, îi place să se cațere pe chestii. De aici. Ce ai în cap, bebe? Probabil vreo insectă. Acolo. Nu cred că e insectă, cred că e ceva din pom. Nu contează. Da, e o locație specifică pentru câini. Și el a mai venit aici cu persoanele gen care îl plimbă, dar am zis să venim și noi, să avem așa, să petrecem puțin timp între ei și să se bucure Yuki. Așa că, da, e practic un spațiu închis, nu poate să iasă de aici, unde poate să vină să se joace, să faci training, da, e bun și pentru gen dresorii de câini, e bun și pentru pur și simplu dacă vrei să ai tu spațiu cu câinele tău sau dacă vrei să faci sesiuni de training tu cu el sau cu un trainer, și pentru câinii, nu știu, anxioși, câinii reactivi și așa mai departe, e un spațiu calm, practic, unde ești tu cu câinele tău. You're ready? Yes! Oh my God! Yes, good boy! Where are you? Yes, mama! You smart cookie! Așa că da, e foarte... Tot timpul, că noi am mai văzut poze cu el, că mereu ne-ai trimit persoanele respective poze și am văzut că toți stau pe masă și le face poze și tot felul de chestii, dar am ajuns, avem o oră la dispoziție, așa că o să explorăm și noi pe aici păduricea asta și o să vedem. dar da. Hai! Vă las acum, o să petrecem timpul nostru așa de suflet și ne auzim. Ok, am terminat sesiunea, am ieșit. Sunt practic două, cum se numesc, fielduri, unul lângă altul. Noi am fost la unul mai păduros așa, dar celălalt de lângă am văzut că au activități cum ar fi cauciucuri și chestii de astea ca ei să poată să sară și, mă rog, ceva așa fun. Așa că, e un căluț acolo. Come on, baby, let's go. I know. Așa că, da, și au, nici am văzut bine, știam de chestia asta, dar noi n-am fost niciodată. Au la intrare gen ca o cabană, așa, în ambele câmpuri, că am văzut și pe celălalt, dar e gard la fiecare și e spațiu de, nu știu, vreo 2 metri între ele, for safety reasons și așa mai departe. Și poți să bucuiești, bine, tu când bucuiești sesiunea ta de o oră, e gen privat câmpul pentru tine, dar poți să bucuiești și quiet session, să se asigure că în câmpul alăturat nu mai e nimeni bucuit, pentru cine vrea. Noi ne-am întâlnit cu cineva când am intrat, în care mergeau gen în câmpul alăturat, dar da, foarte interesant și la intrare, la fiecare, nu la fiecare, adică au la fiecare, dar mă refer la câmpul unde am fost noi, a fost mai la intrare, la celălalt am văzut că e un pic mai în spate, au așa ca o căbănuță unde poți să-ți faci ceai, cafea, ciocolată caldă, au apă pentru căței, bineînțeles, dar și pentru oameni, au așa o secție și... Chiar a fost foarte frumos și a fost așa relaxant pentru că am fost doar noi. Bineînțeles că poți să vii mai mulți, să fiți mai mulți gen. El mai vine cu persoanele care îl plimbă și cu grupa lui de prieteni, ca să zic așa. Dar a fost așa frumos, bine, poți să, nu știu, să te strângi mai multe persoane sau prieteni cu... gen câini care se înțeleg și așa mai departe să veniți în jur de... pe weekend e 13 lire o oră și pe săptămână e 11 lire. Cam așa. Dar e foarte, nu știu, foarte interesant și plăcut și e așa gen, sunteți doar voi.
E foarte relaxant atât pentru noi, cât și pentru Yuki și pentru el, bineînțeles, a venit. Chiar a fost pentru relaxant, că știm că iubește. Cu pădurile. Da, a fost așa foarte, foarte relaxant și trecut, e un moment, nu știu, parcă un moment de oră, dar parcă e un moment rupt din timp doar pentru noi. Vrem să ne uităm la Married at First Sight, e duminică. Bine, ne-am trezit mult mai de dimineață, dar e 10 acum și am zis să facem așa un fel de brunch, mic dejun. Și Yuki, ce faci? Hei, hey, excuse me. Am pus cheese twist, cașcaval, măsline, șuncă și niște meci mari pentru Yuki. Good boy, yes! Hello, lume, tocmai ce am testat câteva fructe exotice, mai avem aici un fructul pasiunii. Acum câteva zile am luat de la magazin, asta aici a mai rămas dintr-unul. Am făcut un video pe TikTok să testăm. Asta e bun. Nu știu dacă l-aș cumpăra așa gen de poftă, dar a fost bun acum cât l-am mâncat. Iar unul din ele, nu știu, avea o textură ciudată, avea semințe, dar nu știu, și ăsta are semințe, dar sunt ca la pepene, nu știu cum să explic. Celelalte erau așa, semințe parcă tari și nu am înțeles bine cu textura, l-am mâncat baby. Și a mai fost încă o chestie care avea gust de pepene galben gen, dar necopt, nu știu. Așa că nu ne-a plăcut la niciuna și mai am avut încă un fruct al pasiunii pe care l-am mâncat pe video și încă unul acum o să-l mâncăm, dar n-a fost foarte copt, așa că poate o să-l mai lăsăm. Și da, asta am făcut. Am ulei în cap de câteva ore bune. Urmează să mă spăl pe cap și asta o să fac acum. Dar am zis să check-in cu voi, că n-am mai check-in cu voi de dimineață, practic, de când am mâncat și ne uitam la Married at First Sight Australia. Dar da, mă duc să mă spăl pe cap. Și cred că o să închei acest vlog aici, pentru că cred că am început vlogul ăsta de săptămâna trecută. Așa că da, dar ne auzim în curând. Vă pup, vă iubesc și ne auzim. Vă pup!